Mamă ce s-a ofticat Maria, din nou s-a adus în discuție în această seară la Capricii același subiect care s-a discutat și în live referitor la lista de cumpărături și s-a explicat din nou cum a venit lista înapoi în casă fetele care erau la baie și se pregăteau pentru live au luat lista de la doamna Floarea respectiv Maria a început să tai acolo ce i s-a părut ei că este în plus prin urmare Delia Maria nu a participat și nici doamna Daniela sau probabil dânsa era acolo, dar nu dânsa a tăiat de pe listă și acum Maria a fost foarte criticată de către doamna Gabriela și de către invitatele din platou reproșându se faptul că a făcut acest lucru fără ca să le adune pe toate fetele și să hotărască împreună ce să se taie și ce nu, Maria s-a ofticat foarte tare. Evident că ați văzut și discuțiile care au fost înainte între Maria, doamna Iuliana, Antonia, respectiv Ștefan, care spuneau că Delia are ceva personal cu ei și acum s-a supărat atât de tare Maria încât a spus că o să-i comande ea din bugetul personal, o să spun acasă să-i trimită 5 kg de fructe de mare ca să fie totul în regulă. Mă rog, s-au încins foarte tare spiritele, ea oricum este tot timpul foarte țâfnoasă și orgolioasă și oricât încearcă cei din platou să o lămurească și să îi explice care este situația și de ce a greșit, ea tot o ține pe a ei, evident.